Bună seara, doamnelor și domnilor. Bun găsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special. Este luni, este ora 19 seara. Suntem din nou împreună în studioul Mediasud pentru a diseca până aproape de orele 20 cele mai importante știri, cele mai importante întâmplări, evenimente din fotbalul județean și în această săptămână. Avem un invitat care ne va ajuta în acest demers al nostru, o adăt prin postura pe care o ocupă de ceva vreme, nu de foarte multă vreme, vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal și de asemenea din postura de conducător al lui Sporting Roșilor de Vede, singurul club divizionar pe care județul nostru îl are la în ora actuală în Liga a 3-a. Domnule președinte, ușor-ușor Sportingul prinde viteză, avem acolo titrat pe burtieră, Sporting a zdrobit liderul. A fost săptămâna aceasta, s-a bifat și runda cu numărul 10 din Liga 3, în Seria 3, acolo unde evoluează alături de alte 13 competitoare și Sporting Roșilor de Vede. La prima vedere, dacă analizam așa rezultatele și dacă făceam o analiză strict teoretică, indiferent cât am fi intrat în amănunte și cum am fi privit lucrurile, Urban Titu părea că vine cu prima opțiune la Roșiori. Acolo unde totuși Sportingul a reușit să depășească echipe importante în acest sezon, Urban Titu venea din postura atunci de lider al seriei a treia, o serie a treia foarte echilibrată, era totuși liderul acestei serii. Mulți au spus un lider conjunctural, mai puțin meritat. Am avut ceva emoții pentru Sporting, dar prima repriză a risipit absolut orice dubiu în privința echipei mai valoroase, cel puțin sâmbătă, în runda 10-a. Ați reușit să surclasați pe Urban Titu, un 4-0, fără nicio îndoială, o repriză excepțională făcută prima repriză, 3-0 la pauză. Aveați emoții înainte de meci? Da. A fost un meci greu. Greu a fost doar la începutul jocului. Ne-am dorit foarte mult să-l câștigăm pentru a rămâne la minus 1 la adevăr. Și pot să spun că dacă la începutul jocului era un pic teamă, nu pot să spun că nu mi-a fost teamă, pe parcurs, în timp ce minutele treceau și după marcarea primului gol în special, emoțiile s-au risipit și teama de a nu câștiga nu a mai avut-o. Țin să felicit încă o dată pe Cristi, țin să felicit jucătorii și tot staff-ul care lucrează la Sporting Roșiori și pentru munca care o depun acolo. Depun o muncă foarte grea, să spun, pentru că nu e ușor. Ați văzut și dumneavoastră, ați fost la meci, ce staff putea să aibă Urban Titu. La noi staff-ul se compune din antrenorul principal, delegatul, masorul și eu, un staff... Dumneavoastră președinte. Da. Deci nu așteptam ca Titu să nu opună niciun fel de rezistență, dar poate că discutam și cu cineva la telefon, poate că noi am fost mai buni, nu e foarte slab. A fost un meci care a semănat oarecum cu cel din prima etapă, cu Argeșul Pitești, un meci pe care de asemenea l-am transmis în exclusivitate pentru telespectatorii Media Sud aici în Telorman. Dacă suntem pregătiți din regia de emisie, avem rezumatul meciului de sâmbătă, etapa a 10-a, seria 3-a, Liga 3-a, Sporting Roșiori de Vede, Urban Titu, 4-0. După cele 90 de minute, așteptăm și imagine pentru a le comenta pe viu. O echipă în vișiniu este Urban Titu, albastru-alb este Sporting Roșiori de Vede. Am văzut pe Bocănete și Dragoș Gheorghe, cred că erau cei doi jucători. Primul gol, minutul 16, Bocănete, golgheter deja. Da, ne este meritul lui Cristi că Bocănete, să știți că nu este vârf. El joacă mijlocaș de bandă, stânga-dreapta, dar fiind în criza aceasta de atacanți, Cristi l-a transformat într-un, pot să spun de acum, un vârf autentic. A fost golul lui Bocănete, al doilea Dicu, al treilea Bâră, dacă nu... Nu, Dragoș, Dragoș Gheorghe. Gheorghe. Dragoș Gheorghe, cu concursul portarului Alexandru Iordan, care a scăpat balonul... Cu largul concurs. Cu largul concurs sau cu autor. L-am numit pe comentariu, la golul 3 al lui Dragoș Gheorghe. Suntem în repriza a doua deja, era 3-0 pentru Sporting. Bară, ați mai avut ocazie și acolo, cele mai clare tot pentru Sporting au fost.
Da. Și aici un contraatac finalizat de același Bocanete. 4 sau 5 reușite, cred că are deja, nu mă înșel. 5 reușite. 5 reușite. Nu mă înșel, nici eu, da. Un jucător care deja, iată, începe să marcheze etapă de etapă. Runda precedentă, în deplasare la Podari, a fost cel care a marcat golul de 1-1, a adus un punct. Are un aport foarte mare la echipă Bocanete și nu numai Bocanete, toată echipa. Sunt plăcut surprins. Și Rada a început să joace, care la început era un pic nepregătit, Vâlcică, și a dat drumul la joc. Floricel și Cumoșteanu, știți și dumneavoastră foarte bine, chiar și juniorii ușor încep să-și dea drumul la joc. V-am spus, în vară noi am adus foarte mulți jucători și a fost un pic greu până s-au omogenizat. Lătea, nu mai vorbesc, constant în fiecare meci, la 33 de ani, vedeți și dumneavoastră cum joacă, la Numa, n-am ce să reproșez. Dicu, la fel, deci Dicu, singurul jucător care, să spun așa, este unul dintre veteranii echipei, el venind acum 2 ani la Roșiori, s-a adaptat. Cred eu că cu 2-3 achiziții în iarnă putem să ne îndreptăm obiectivul. Care? Nu s-a obiectivul schimbat. Nu. Obiectivul este totuși locurile 1-8, după cum v-am mai spus. Nu, același obiectiv îl avem, pentru că noi, din punct de vedere financiar, nu stăm nici foarte bine, nu ne permitem jucători scumpi și atunci asta cred eu că e un obiectiv care putem să-l îndeplinim. Dacă în vară nu ne dau prea mult șanse, uitați că ușor am ajuns acolo și stăm destul de bine. Regretați punctele pierdute cu Astra pe teren propriu, singura înfrângere, singurele puncte pierdute? Nu, sunt puncte foarte mari pierdute. Din punctul meu de vedere, dacă aveam și cele 3 puncte de atunci, uitați-vă că suntem la un punct de locul 1. Trăgeați la promovare. Asta este când așa pățești, când nu tratezi jocul foarte, foarte serios. Asta e părerea mea, că la acel joc cred că am luat un pic de sus și ați văzut și dumneavoastră. Nu mai pun probleme de arbitraj care au fost, alea sunt separat. A fost doar un penalti, noi trebuia să băgăm mingea în poartă de cel puțin 2-3 ori, era o echipă de copii. N-am fost destul de concentrat și am pierdut la momentul respectiv. Dar am adus 2 puncte de afară. Sperăm să mai aducem cel puțin 2 sau dacă nu 3. Și încă nu ați câștigat în deplasare. Ați reușit 2 puncte la Târgoviște cu Fotbal Club Municipal. A marcat Lăte atunci pe final pentru 1-1 și un punct pentru Roșiori. Și acum 2 etape la Podari. E greu să aducem puncte de afară noi. La momentul când v-am spus, iar în vară am schimbat 8 jucători titulari, în momentul când suntem o echipă promovată, mai apar și unele erori de arbitraj, lipsa unui vârf autentic. Sunt mulți factori. E foarte greu să aducem, dar noi trebuie să ne concentrăm pe jocurile de acasă și dacă le vom câștiga fără probleme, nu vom avea niciun fel de probleme la sfârșitul campionatului. Haideți să-l urmărim și pe antrenorul celor de la Urban Titu, Rică Neaga, fostul component al formației Steaua. Dacă regia este pregătită cu interviul, scurtul interviu. Domnule antrenor, înaintea acestei etape, pe hârtie, Urban Titu era favorită în această deplasare de la Roșiori. Pe teren însă, practic, a fost doar Sporting Roșiori de vede astăzi. Un 4-0 foarte clar, pe care formația Sporting Roșiori de vede nu l-a mai reușit din prima etapă. Ce s-a întâmplat? Ați înțeles ceva din jocul formației noastre? Cum vă explicați un asemenea scor? Țin să-i felicit pe băieții din Roșiori. Au dat dovadă și chiar astăzi au fost mult mai buni decât noi. Așa e când nu tratezi corect adversarul. Îmi cer scuze față de oamenii din Titu care au fost lângă noi. Este numai și numai, să zic așa, înfrângerea mea. Eu sunt de vină pentru că n-am știut să-i capacitez foarte bine pentru acest meci. Sper ca de la meciul viitor să fim aceeași echipă care am arătat-o până astăzi. Vă reproșați ceva și în alegerea celor 11 jucători pe care i-ați trimis în teren la start? Nu reproșez absolut nimic decât că nu am știut să-i capacitez pe băieți pentru meciul ăsta. V-am zis încă o dată, băieții nu sunt vinovați, eu sunt singurul vinovat pentru eșec.
Ce obiectiv are Urban Titu în acest sezon de Liga 3? Are obiectivul de a forma o echipă competitivă ca la anul să ne putem bate cu forțele din seria aceasta. Liga a treia se vede doar la Media Sud. Șut! Domnul pleacă șutul! Deșpară! Încă o dată 3-0, prieteni, s-a terminat! Urmăriți duminică de la orele 16 spectacolul fotbalistic al Ligii a treia, doar pe Media Sud. Fază de joc, goluri, antrenori de top. Submarin Dună, urmăriți Liga a treia, numai la Media Sud, Alexandria. Media Sud alături de fotbal. Da, Media Sud alături de fotbal, Media Sud alături de Liga 3. Aici puteți urmări numai la noi în exclusivitate meciurile lui Sporting Roșiori de Vede. Domnule președinte, să recapitulăm. Aveți un obiectiv, locurile 1-8, sunteți la momentul actual pe poziția 8, stați foarte bine acolo. Sunteți în grafic. Cum s-ar spune, o serie foarte echilibrată. Victoria... Da, uitați-vă la celelalte serii, că toate echipele s-a rupt puțin clasamentul. Deja au început să Pluton, cearnă. Pluton la noi seria asta este, eu spun că sunt echipe și cu nume acolo. Echipe echilibrate. Valoric. Mulțumit de aplauzele pe care le-a primit echipa. Aplauze la șire deschisă? Eu cred că e normal, după jocul care l-am prestat și după rezultatele de până acum, ca să vină și aplauze din partea spectatorilor. Mi se pare un lucru normal și îi rog și pe această cale, și atunci când jocul nu merge chiar așa cum trebuie, să ne încurajeze, să ne susțină și să fie alături de noi, pentru că noi facem toate eforturile ca spectatorii să fie mulțumiți după terminarea unui joc acasă. Bun, ne aruncăm o privire acum și pe rezultatele înregistrate în runda 10-a, pe toate rezultatele care s-au înregistrat în runda 10-a în seria 3-a, Ligii a 3-a. Dacă regia de emisie este pregătită pentru afișarea acelor rezultate, le așteptăm și noi pe monitor pentru a le comenta împreună și pentru a le viziona și telespectatorii noștri. Să vedem programul complet al rundei a 10-a cu rezultatele. Iată-le. Argeșul Pitești 3-2 cu Vișina 9, Astra 2 0-4 cu Club Sportiv Afumați, Inter Clinceni 0-1 cu Fotbal Club Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna 2, egalitatea acasă 2-2 cu Atletic Bradu, Sporting Roșiori de Vede 4-0, după cum bine știți, cu Urban Titu, Ștefănești 2-1 Club Sportiv Podari și Dinicu Golescu Câmpul Lung 1-1 cu Fotbal Club Municipal Târgoviște. Mulțumim. Dacă se poate și clasamentul acum pentru a-l vedea în integralitatea lui și a-l putea evident comenta. Bun, iată-l. Seria 3, Ligii a 3, dragi prieteni, conține 14 echipe și este, zicem noi, cea mai echilibrată serie de Liga 3 la momentul actual. Avem numai puțin de 1, 2, 3, 4, 5 echipe fruntașe cu 18 puncte. De la poziția 1, acolo unde se află Club Sportiv Afumați, până la poziția 5, pe care ocupă Argeșul Pitești, toate echipele au 18 puncte. Poziția a 6-a și a 7-a, 17 puncte, Chindia Târgoviște și Dinicu Golescu. Poziția 8-a, cu 14 puncte, Sporting Roșiori de Vede. Poziția 9-a, Fotbal Club Municipal Târgoviște, 13 puncte. Și apoi Clinceniu, Vișina 9, câte 11 puncte și, în fine, în subsolul clasamentului, acolo unde probabil se va da lupta pentru evitarea retrogradării, Atletic Bradu 7 puncte, Astra 2 6 puncte și codașa seriei Clubul Sportiv Podari cu doar 5 puncte. O zonă, domnule președinte, de care dumneavoastră v-ați îndepărtat foarte mult și destul de liniștitor, aveți 14 puncte, chiar și cu 14 puncte, până la 18 nu mai este mult. Din mers mai puteți schimba obiectivul, e greu însă. Eu am spus, obiectivul nostru este clasarea în prima parte, în partea superioară a clasamentului, adică locurile 1-8 și punct. Dacă reușim mai mult, este bine. Dacă este foarte bine. Dacă nu vom reuși să ne clasăm în primele 8, cel puțin
în primele 10, unde să nu avem probleme cu retrogradarea. Dar eu sper că echipa, la momentul acesta, începem să formăm o echipă puternică, o echipă competitivă pentru Liga a treia. Cu, încă o dată vă spun, cu câteva, două, trei achiziții în iarnă, nu vom avea niciun fel de problem în returul campionatului. Mai avem două jocuri, trei jocuri, dintre, am spus, din care eu sper să scoatem minim 6 puncte, adică să câștigăm meciul cu Bradu și eu mi-aș dori și la Vișina să câștigăm unde se pot lua puncte. La Fumați este un pic mai greu, avem și ceva indisponibilități, avem și ceva jucători cu cartonașe și probabil că ne va fi mai greu la Fumați, dar mergem să ne și acolo să ne batem, să câștigăm, să încercăm să ne apărăm bine, să putem să-i surprindem pe contraatac. Eu sper să venim cel puțin cu cel puțin un punct de acolo. Să spunem că meciul contra celor de la Fumați se petrece chiar săptămâna aceasta, vineri de data asta, jucați în deplasare. Da, este prima săptămână în care jucați. Primul joc care jucăm vinerea, de când am început campionatul. Jucați săptămâna aceasta la Fumați, după care vă întoarceți acasă pentru runda a 12-a. Jocul cu Bradu. Cu Bradu. Și apoi deplasarea pe 22 noiembrie la Vișina. La Vișina. 9. Fumați este lider. La gol averaj, dar e lider. E o constatare a mea că la momentul ăsta ce se întâmplă la Liga 3, cel puțin în seria noastră, nu diferența de valoare este foarte mare și probabil diferența o face forma de joc în ziua respectivă a jucătorilor. Asta e părerea mea și rămân la asta, la ce am constatat până în momentul de față. Am văzut echipe care se aflau pe poziții inferioare în clasament, mult mai puternice decât Urban Titu. Le-ați învins, dar greu. Și Clinceniu și Chindia mi s-au părut mai solide. Da, echipe care ne-au pus mult mai multe probleme decât ne-a pus Titu. Da, vedeți, v-am spus, încă o dată, forma de moment, cred că face diferența la momentul ăsta. Domnule președinte, vreau să vă întreb ceva legat de un aspect, de o nouă, eu știu, o funcție pe care ați câștigat-o, pentru că a fost câștigată prin vot democratic. Sunteți noul vicepreședinte al Asociației Județene de Fotbal. Da. De curând, două săptămâni? Două săptămâni. În urmă cu două săptămâni, așadar, a rămas un loc vacant prin demisia lui domnului Mircea Cristescu. S-au făcut alegeri, dumneavoastră ați ieșit câștigător, ați fost la concurență cu liderul de la Olteni, președintele, jucător. Și finanțator. Suntem într-o perioadă în care se utilizează foarte mult formula de președinte-jucător legat de alte sfere. Emil Mărcușanu, l-ați învins la o diferență de 5-6 voturi. Da. De ce v-ați depus candidatura? Sincer, am vrut să mă verific un pic dacă lumea apreciază, lumea fotbalistică, mă refer, lumea apreciază ce am făcut eu în ultimii 2 ani la din punct de vedere sportiv la Roșiori și nu numai, pentru că nu uitați că eu am activat și ca observator și cred eu că mi-am făcut treaba și pot să merg cu fruntea sus la pe orice teren. Mi-am văzut de treaba mea, am relatat lucrurile așa cum au fost și am vrut așa să mă probez un pic dacă lumea mă apreciază pentru ce am făcut. Unul dintre susținătorii mei, pot să spun că și un focat, a fost și directorul sportiv al nostru, Marius Nica, și el mă împingea un pic de la spate. Am primit și semnale și de la alți oameni de fotbal și mi-au spus același lucru și într-un final mi-am depus candidatura. Vreau să vă spun că de candidatura mi-am depus-o cu un sfert de oră înainte de a expira termenul. Adică vinerea la undeva la ora 16:45. Adusesem dosarul, ne mai trea o hârtie și atunci a venit de la federație și atunci în ultimele minute mi-am depus de candidatura. Bun, sunteți vicepreședinte. Conducerea arată așa: președinte AJF Stan Prodan, prim vicepreședinte Ionel Olteanu de la Peretu. A preluat locul lui Cristescu. Domnului Cristescu. Deci e domnul primar de la Peretu și președintele, cred, la Metalul Peretu, vicepreședinte Gabriel Vlădulescu,
Și apoi membrii reprezentanții Ligii a 4-a, Florea Voicilă, nou ales și el în funcție, în locul domnului Petre Radan. Udinezeu Dacă Locociu, retrăgându-se. Apropo, vreau să... Am văzut o emisiune a postului noastră concurent și mi s-a spus că ce am înțeles de la Florea că pe mine m-a votat Liga 5-a și a 6-a. Nu, exclus. Vreau să-i spun că cele mai mari susțineri le-am avut de la Liga 4-a și vreau să vă spun că în jur de 8 voturi am primit de la Liga 4-a. Câteva le știu și eu. Nu știu, eu voturile secrete, nu. Voturile sunt secrete. Oamenii mi-au spus înainte, mi-au dat telefon și mi-au spus că mă susțin și îi cred. Deci din cele 25 de voturi, faceți-le și dumneavoastră socoteala, vedeți câte am primit. Scădeți 8 și vedeți câte am primit de la Liga 5-a și a 6-a, că am înțeles că Florea la momentul respectiv a zis: "Domnule, la voi da numai Liga 5-a și a 6-a." Nu, exclus. Liga 4-a, în jur de 8 echipe m-au votat. Asta vă spun sigur, 100%. Eu știu 4. Nu le spun pentru că votul e secret. Nu știu, eu am ajutat foarte multe echipe și chiar unii primari mi-au dat telefon după alegeri și m-au felicitat. Bun, continuăm cu citirea. Membru reprezentant al Liga 4-a, domnul Fulea Voicilă, nou ales el în locul domnului Petre Radan, Udinese Uda Clocociu, retrăgându-se din competiție. De asemenea, tot membru, ca reprezentant din partea Ligii a 5-a, Sorin Albeanu, secundul de la fotbal club municipal Alexandria, secundul lui Romulus Ciobanu acum. Da. De asemenea, reprezentantul Ligii a 6-a, cu statut de membru, Valentin Trestariu, de la Buzescu. Domnul primar de la Buzescu, da. Buzescu. Și membru președintele Comisiei Județene a Arbitrilor, Nicolae Răceală. Bun, sunt multe de vorbit despre AJF. Cum vedeți schimbarea președintelui de la Comisia Județene a Arbitrilor? Ați avut nemulțumiri legate de arbitraj? Nu mai sunteți la Liga 4, nu mai sunteți în fotbalul județean? Da, și eu am vorbit, am fost și atunci foarte vocal. V-am spus părerea mea. Acum suntem colegi, prieteni. Cu domnul Răceală sau cu domnul Nițu? Cu domnul Nițu, niciun fel de problemă. Ce a fost, a fost dintre noi. Eu am considerat că la momentul respectiv, dacă un an, dacă doi, dacă trei, mergi numai în regres, adică calitatea arbitrajului se înrăutățește, arbitrii nu mai sunt, era normal să pleci. El, până la urmă, A plecat, dar un pic, probabil, găsise în altă parte, îi se oferise o funcție la Turnul Măgurele, eu îi urez baftă în ceea ce face acolo și cât mai mult succes. Dar, vedeți, viața merge înainte și cu Nicu și cu Nițu și cu mine. Sunteți foarte căutat. Da, primesc niște mesaje. Sunt mesaje. Ați mai urmărit fotbalul județean? Îl urmăresc la fiecare etapă, că atunci când am posibilitatea, acum mai greu un pic, pentru că și noi jucăm la orele 14, nu pot să văd decât o repriză, cam la toate jocurile mă duc, și sâmbăta, și duminica, urmăresc Liga 4 și Liga 5, vreau să spun că și Liga 6 chiar urmăresc, mă duc la jocuri. Cum vi se pare arbitrajul? Legat de schimbarea asta? Sincer? Foarte, foarte, cel puțin la Liga 6-a, Liga 5-a, Liga 6-a, e dezastru. Vreau să vă spun, mai spun un lucru urât, ce s-a întâmplat ieri la Roșiori, că atât antrenorul meu de la juniori, cât și delegatul și cu antrenorul de la CSS Turnul Măgurele, să intre pe teren, să reproșeze arbitrul, să valideze un gol care a mers în spatele porții, urât, niște lucruri care... E complicat să vezi un gol care nu e gol? După părerea arbitrului, da. După părerea mea, nu. Urât, prima ședință de comitet executiv, o să fac un raport și o să dau toate detaliile la ce am văzut duminica acolo. Dacă nu poți să arbitrezi o grupă de copii de 8-9 ani, nu cred eu că ai ce să cauți la fotbal. Dar în fine, asta e altă poveste și o vom discuta în forurile directoare ale AJF-ului, nu? Da. Acum faceți parte. E greu și acum nu vreau să iau apărarea lui Nicu Răceală, dar nici el nu poate să facă nimic, pentru că moștenirea așa cum e, arbitrii nu se fac de azi pe mâine, trebuie foarte multă depusă cu ei, 4-5 ani să pot vedea roadele dacă se muncește bine, dacă nu o să fie din ce în ce mai rău. Vedem, așteptăm o îmbunătățire de la... Aveți speranțe? Cum îl cunosc pe eu pe Răceală și cum îl știu de foarte mulți ani, cred că
poate să îndrepte un pic lucrurile, dar să fie sprijinit, să-l ajute și domnul președinte Prodan mai mult, cred că ar putea să facă lucruri bune. Așa cred, la momentul ăsta. Oricum, a spus un lucru foarte adevărat, că o schimbare sau o analiză pertinentă sau o comparație între epoca Nițu și epoca, eu știu, perioada Nicolae Răceală nu poate fi făcută acum la cal, pentru că nu, asta de cel perioada... puțin un an și jumătate, după 2 ani de zile, atunci aveți un pic. La momentul ăsta nu se poate face nimic. Bun, au fost mai puține scandaluri cu arbitrajele. Dumneavoastră vorbiți de ce s-a întâmplat la niște grupe foarte fragede. Da, dar totuși... eu asta am spus, dacă nu poți să conduci un joc și accepti tu ca arbitru. Dar era arbitru tot așa junior și el, eu știu, vreun elev era în liceu. Un elev și un arbitru care l-a mai văzut și pe la Liga 5, dacă nu mă înșel, nici nu-l cunosc, sincer, nici nu știu cum se numește. Dar v-am spus și am văzut duminică acolo, pe mine cel puțin m-a lăsat așa un pic. Eu am văzut mulți arbitri foarte tineri în Telorman. E normal, normal, dar atunci când mergi, chiar dacă e un joc de juniori, chiar dacă e un joc de copii, juca locul 1 cu locul 2, chiar dacă e un joc de copii, trebuie să faci tot ce este posibil omenește, să fii foarte atent, adică să tratezi jocul cu maximă seriozitate. Eu spun că el nu l-a tratat cu maximă seriozitate și de aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo. Facem o mică paralelă, ne întoarcem la probleme de Liga 3-a. Tot cu arbitrajul, a stabilit un record, cred că până acum, a luat o amendă foarte mare, 100 de milioane de lei. Am spus-o la momentul respectiv, am văzut-o că pe un site a apărut, un site de sport care și dumneavoastră colaborați, cel mai important, un ziarist mai, după părerea mea, băiat de suflet, el... Un băiat inteligent. Inteligent, dar cred că e mult mai pătimaș așa. Ar trebui să informeze când scrie că nu mi s-a anulat amenda. A scris. A scris și după aia a revenit, a spus că nu ni s-a anulat amenda, ceva de genul. El ar trebui să vină, sau cel puțin să intereseze la federație. La mine are un pic mai greu acces acum, dar cel puțin trebuie să informez la momentul când a scris-o. Eu am mers cu, am făcut la vremea respectivă o cerere de revizuire, așa se numește, la Comisia de Disciplină. Am mers cu dovezile și atât amenda, cât și suspendarea și amenda lui Floricel au fost anulate. Floricel a rămas doar cu etapă de suspendare și 160 de lei amendă din 1700 și nouă mi s-a dumneavoastră clasat dosarul. Da. Bun, e vorba de meciul de la Clinceni. Meciul cu Inter Clinceni. Da, meciul l-ați câștigat cu 2-1, a fost un meci tensionat, un meci de mare luptă. Am comentat meciul ăla, erați lângă mine, nu am văzut mare lucru. Da, eu am, dovezile sunt la mine, data viitoare sau când voi mai ne veni. Ne mai sau... întâlnim. Vreau să vă spun, știți ce scrie în raportul de arbitraj? Ați vociferat sau ce? Reproșuri. Domnule. Dacă litere de regulament scrie, există litere de regulament unde se spună că reproșurile se sancționează cu 10.000 de lei amendă. Eu am crezut că la pauză, pentru că mi-aduc... Nu, la pauză nu s-a... La pauză, într-adevăr, le-am reproșat, dar pe tunel, îndreptându-se, nu am intrat în cabină, că eu știu ce înseamnă să intri în cabina arbitrilor. Nu ai voie, nu am intrat în cabină și doar le-am reproșat. Nu am adus injurii, nu am adus absolut nimic. Și păi reproșuri. Asta a scris în... Reproșurile nu se sancționează. Cu ce se sancționează reproșuri? Reproșuri. Eu reproșez dumneavoastră ceva acum. Nu pot să vă sancționez. Nu se sancționează, nu este litere de regulament. Și atunci reproșuri. Comisia cum a judecat? V-a dat o amendă de 100 de milioane? Comisia mea a judecat pentru că eu considerăm că nu sunt niște probleme foarte grave. Nu am mers la Comisia de Disciplină. Am crezut că probabil ne va da un avertiment lui Floricel să îi dă o etapă. Și la Floricel a fost o problemă cu acel roșu aiurea. Îl suspendă o etapă. Da, la Floricel a scris în raport că n-a vrut să părăsească teren. Omul încerca să explice că a fost lovit în cap. Noi am dat relorile atunci. Noi am prezentat caseta dumneavoastră. Ce ați filmat dumneavoastră, s-a văzut și comisia, astea sunt... Comisia a stabilit că ne-a dat dreptate nouă și... Mai ales că Floricel, chiar dacă e fundaș central, nu e un jucător. Cred că sunt poate între puținii care reușesc să... Să întorc o decizie a Comisiei de Disciplină, mai ales suspendarea jucătorului. Primise 3 etape. Da, mai ales suspendarea jucătorului. Cred că sunt între puținele cazuri în țară care am reușit lucrul acesta.
Să spunem că dacă o amendă sau ceva, se mai reduce sau mai suspendarea jucătorului, adică primești cartonaș galben, comisia de disciplină te suspendă și după aia vine, revine cu decizie, sunt mai rare cazurile. Urmăriți-le și dumneavoastră și o să vedeți. Nu e M-a surprins când am aflat și eu că vi s-a anulat. Îmi făceam griji, Dumnezeu. Problema este că noi, problema este că cunosc eu cât de cât am cunosc regulamentul, mai sunt și ajutat, nu pot să spun că nu sunt și ajutat, sprijinit decât oameni de fotbal care știu și mă consult cu ei, nu pot să spun eu că sunt chiar așa un profesionist 100% și un atot știutorul, dar uitați că am reușit și eu cred că a fost un lucru benefic, Floricel fiind un jucător care am avut nevoie de el și la, s-a cunoscut lipsa lui la câmpul lung, a marcat și cu Chindia, ați văzut și jocul de sâmbătă. Excelent. Așa, venind după trei etape de suspendare, poate nici jocul de sâmbătă nu mai era același care... Plus că lipsa lui se cunoștea în astea trei etape. Lipsa, categorii, lipsa lui un jucător excelent. Categorii, lipsa lui Interesant, vreau să vă... Ați mai avut alte penalizări sezonul ăsta până acum? Nu. Noi de obicei suntem o echipă cam, suntem o echipă disciplinată. Dacă nu mă înșel, avem 13 sau 14 cartonașe galbene, toate de la începutul campionatului. De altfel și anul trecut am fost o echipă disciplinată. Multe premii, am câștigat de două ori premiul fair play. Disciplina este unul dintre aturile noastre care ne face să avem și rezultate. Bun, haideți să o să ne reîntoarcem și la Liga 4-a, legat de vorbiți de Sporting dând impresia că veți rămâne foarte mult timp aici. Sunt multe zvonuri care circulă legate de dumneavoastră. Zvonuri, nu-mi place formularea informații pe surse, sunt zvonuri. Eu știam aceste zvonuri de o lună și ceva în urmă. Dumneavoastră ați mai condus pe fotbal club Caransebeș. Se pare că n-ați uitat de unde ați plecat. Ați rămas, cine v-a pus să-mi puneți întrebarea asta? Că ați rămas în relații bune. Erau niște zvonuri. Și de asemenea, de curând, se pare că v-ați mai întâlnit cu președintele de la fotbal clubul Caransebeș, care în mod normal nu prea are drum prin roșiori. Noastră... Puteți să-mi spuneți și mie cine v-a pus să-mi puneți întrebarea? Nu. Ok. Acum, v-ați întâlnit sau acum, nu? Acum, da, vreți să vă răspund sincer sau vreți să vă mint? Da. Sau vreți să nu vreți să vă răspund? Nu, vreau să-mi răspundeți. De preferință sincer. Sincer, foarte sincer. Și eu cred că acum mă cunoașteți. De 2 ani și jumătate mă cunoașteți și de obicei sunt un băiat sincer și încerc să fiu sincer și corect. Atât cât pot. Sunt cazuri când trebuie să mai apunem și răspunsurile. Un președinte nu spune totul, da. E, da, așa este. Am avut săptămâna trecută. Vreau să vă spun că și în vară eu am mai avut o ofertă și nu de la Liga 2, nu de la Caransebeș, de la o echipă care joacă în Liga 3, care se bate, la momentul ăsta este... O să-i telefon de la Caransebeș. Nu. Chiar. Se bate la promovare, acum sunt primele locuri. E din seria Sportingului? Nu este din seria Sportingului, este tot din zona aceea de la Caraș, din Timișoara, zona aceea. Se pare că, dacă eu am făcut lucruri bune acolo, am plecat în condiții normale, nu m-a dat nimeni afară, am plecat că așa am considerat eu la momentul respectiv, lumea mă apreciază acolo, cred că mă apreciază mai mult la Roșiori decât la Caransebeș și decât la Roșiori. Am avut o întâlnire cu președintele Consiliului de Administrație de la Caransebeș. O întâlnire la Roșiori? O întâlnire la Roșiori, da. O întâlnire de 4 ore, vă spun și cât am stat. O întâlnire de 4 ore, într-adevăr. Și... a rămas să-i dau un răspuns după ce se va termina campionatul. El a insistat să vin de acum. Turul sau campionatul? Turul de campionat. Turul de campionat. Turul de campionat. El, vreau să spun că a insistat un pic să, dacă pot să merg de acum, nu se punea problema să plec cu trei etape înainte. Nu era corect din partea mea, nu era corect... față de jucător, nu era corect față de Cristi, nu era corect față de nimeni, dar mă voi gândi foarte, foarte serios și probabil că la sfârșitul turului voi avea discuție cu cel care a avut cea mai mare încredere în mine. Și aici vreau să-l numesc pe domnul primar, care a ținut piept la atâtea reproșuri care le-a avut din partea mea și eu știu foarte bine ce...
câte reproșuri a putut să aibă atunci la momentul când, când pierduse în barajul, toată lumea începuse să... Vă cerea capul. Curgă cerneală multă și foarte multe sesizări. O să am o discuție cu dânsul și după aceea discuție voi lua și o hotărâre. Domnule președinte, a spus că în vară ați mai avut discuții. Le-ați numit chiar oferte din partea... Nu, oferte concrete. Oferte concrete. De ce n-ați plecat atunci? N-am plecat pentru că la momentul respectiv, vreau și eu să încep bine, să rămân. Era tot Liga 3-a și plus că era foarte, foarte departe. Sunt aproape 400 de kilometri și n-am... Vă reobișnuiseți acasă. Da, am avut și niște discuții în familie și era... Deci era foarte departe, deci... Tot Liga 3-a fiind, am zis că e normal să rămân la Roșiori. Începusem o muncă aici, am pus-o ușor, ușor, am pus-o pe picioare, cred eu că am pus-o pe picioare. Acum e mult mai ușor de gestionat, pentru că... Preluarea altuia? Adică să înțeleg că așteptați de la astea ultimele trei etape un număr suficient de puncte pentru a stabiliza și mai mult situația Sportingului, să nu aveți remușcări în iarnă. Da, eu vă spun că nu, la momentul ăsta, anul acesta... Sporting va termina în primele 6-7, depinde de ultimul rezultat de la Vișina Nouă și în retur nu cred că va avea probleme pentru că echipa este destul de solidă, e bine clădită, Cristi face o treabă nu bună, foarte bună din punctul meu de vedere, fiecare la Roșiorii, eu am făcut de așa natură încât magazinierul să știe ce lucruri are de făcut, delegatul ce lucruri, antrenorul se concentrează, fiecare cu părticica lui și o face foarte bine. Și cred că din punctul ăsta de vedere, Sportingul este o echipă solidă. Sportingul este o echipă solidă, însă dacă veți alege să plecați din iarnă, probabil că vă gândiți să luați sau să nu luați 1, 2, 3 jucători sau poate și antrenor. Cristi Negru cu siguranță ar face față la multe echipe. Cristi Negru face față la multe echipe. Ei acum au numit un antrenor, de curând au numit un antrenor și nu se pune problema schimbarea antrenorului la Caransebeș. Momentan, eu dacă m-aș duce la o echipă, fii sigur că mi-aș dori să lucrez cu Cristi Negru. E bine, dar la momentul ăsta 100% nu se va putea. S-ar putea. Să iau 1-2 jucători, dacă, în cazul în care voi pleca, 1-2 jucători să meargă cu mine. Dar cu condiția că să înlocuim să aduc și jucători în schimbul lor. Domnule președinte, ați făcut treabă bună acolo, ați refundat o echipă, ați trecut... E interesant la Sporting pentru că succesul n-a venit imediat. De obicei, proiectele la Liga 4 se nasc și dacă nu confirmă cu... luarea barajului, cu promovarea Liga 3 cam se sting. Dumneavoastră ați trecut într-un an în care ați câștigat campionatul, ați pierdut barajul, ați rămas în funcție, ați întărit echipa, ați venit cu o altă abordare, cu alt gen de a face echipa, l-ați adus pe Cristi Negru și ați reușit să aduceți și să faceți o echipă competitivă la Liga 3. Dacă dumneavoastră plecați, va trebui să fiți înlocuit de cineva. Cine ar putea fi? E Telor Mănean? Nu știu. V-ați gândit și cine să vă ia locul? Deci, ascultați-mă, eu nu pot să spun. Aveți cine o rezervă de președinte? Nu eu hotărăsc cine. Consiliul de administrație hotărăște cine. Că eu sunt președintele Consiliului de administrație, dar în spatele meu mai sunt 5. Deci, dar dacă vine recomandarea, Gabriel Vrădulescu merge pe mâna lui Costică. Nu hotărăsc cine va prelua destinele. Eu pot să-l ajut cu sfaturi, după părerea mea... La momentul ăsta, Cristi și cu Nica cred că pot face, bine, și cu ajutorul meu cred că pot face față fără a mai aduce pe altcineva. Așa de la Caransebeș dumneavoastră? Așa consider eu că pot face față. Nica e undeva, a învățat foarte mult, foarte mult în acest un an și jumătate, a învățat foarte multe de la mine. E în progres, știe să facă o organizare. Mai are probleme, mai are lacune la regulament, așa, i-am spus să doarmă cu el sub cap, dar ușor, ușor, Nica, cred că se va putea, va fi un bun director sportiv la Liga 3. Eu zic că dacă un an mai trece, un an jumătate peste el,
e ok și poate să facă față fără probleme la Liga 3. Jucătorii știu de tratativele astea? Sau de discuții? Vă dați seama că se vorbește în oraș și am auzit și eu de fapt de la 2 jucători sau 3 jucători au venit și m-au întrebat înainte și le-am spus. Acum... V-au zis luați-mă cu noastră? Nu, nu poate să spun aici cine, pe cine iau eu. Eu dacă consider că unul, doi jucători poate să facă față acolo și eu voi pleca. Și eu voi pleca. Încă nu se știe nimic, nu este nimic concret și v-am spus. N-am dat niciun răspuns. Doar după la sfârșitul turului, într-o săptămână nouă, v-am spus, după ce voi discuta și eu cu domnul primar, cel care m-a susținut foarte mult, atât financiar și cât moral. V-a ținut spatele, cum se zice. Mi l-a ținut foarte, deci încă o dată și pe această cale îi mulțumesc și încă o dată îi mulțumesc că nu s-a băgat peste mine, am avut mână liberă totală de la dânsul și să știți că de-aia sunt și rezultatele. Unde scapete multe luminate așa, rezultatele apar mai greu. Aveți exemple. Avem multe exemple. Cum trebuie să fie profilul de președinte? Așa că poate identific, mă întâlnesc cu el pe ăsta de acum când e și dacă îmi faceți portretul robot, îl recunosc, el va fi la... La Roșior, nu știu, v-am spus, nu eu hotărăs cine e. Nu eu... Ce trebuie ca să fii președinte la Liga 3? În primul rând trebuie să faci lucrul să-l faci din pasiune. Deci în primul rând, să-l faci din pasiune. În al doilea rând, să a fi avut minimul necesar de a ști regulamentul și nu știu, luați modelul meu, eu nu știu cum sunt eu. Deci... Mai clonăm pe cineva? Nica va face pasul. Există ceva, dacă, Marius Nica, el trebuie să mai capete ceva experiență în funcția pe care o ocupă acum pentru a putea aspira oficial la ocuparea unui post de președinte? Asta e mult mai greu. N-a ajuns la stadiul ăsta, dar eu spun că din punct de vedere la organizare se pricepe foarte bine. Cred eu că, după părerea mea, Nica n-ar fi un bun președinte, pentru că vă spun și de ce. E băiat de treabă, este așa, e băiat bun. Gentleman, da. La momentul când ești băiat bun... prietenul meu, de altfel. La momentul când ești băiat bun, de multe ori mai stau de vorbă cu el și... Când renunțăm la un jucător, face... Eu nu puteam să renunț la el. Deci atunci... E mai milos, așa. E mai mămos, să spunem așa, mai mămos. Dar din punct de vedere organizatoric, el poate să-și facă treaba și spun că, v-am spus încă o dată, un an de zile poate să progreseze. Domnule președinte, v-am întrebat dacă vă mai ocupați, dacă vă mai aruncați o privire atentă asupra fotbalului județean. Mi-a zis că ori de câte ori aveți ocazia, mergeți și vedeți meciul, mai puțin acum la Liga 4. Liga 4 nu mai e ce a fost sezonul trecut. E decimată de retragere. Da, așa este. Cum afectează aceste retrageri, domnule vicepreședinte al AJF? Păi, vă dați seama, competiția e un pic bizară, să spun așa. Nu se mai joacă decât doar cele două la promovare, Alexandria și cu turnul Măgurele. E un pic mai complicat acum. Eu, ce să spun... Poate afecta numărul de jocuri pe care trebuie să-l facă campioana județeană pentru a aspira la baraj, pentru că zvonuri sunt multe, dar știi ce se întâmplă? Două probleme sunt aici, două probleme, sunt mai puțin 3 jocuri, campionatul se termină destul de vreme. Eu vă întreb altceva, dacă Alexandria sau Turnul Măgurele jucau cu cele 3 echipe la rând, cu cât timp termina campionatul? Cu campionatul, cu o lună de zile înainte. O lună și jumătate aproape. Da. Probabil că va trebui regândit sistemul competițional. Mai puține echipe și mai multe jocuri? Da, va trebui regândit și... Va trebui regândit sau este deja în curs de regândire, ca să vă întreb, domnule vicepreședinte. Nu știu, eu nu știu. N-am avut încă prima ședință de Consiliu... Dar se poate face asta conform regulamentelor? Conform regulamentului numai din 2015-2016, campionatul 2015-2016. Dar probabil că dacă domnul președinte va face o adunare generală, ceea ce nu cred că se va putea. Deci sistemul de disputare se va putea face doar începând din 2017. Deci încă un an de zile să m-am mai jucat sub ca să dea o predictibilitate competiției. Da. Aveți mulți jucători la turnul. Aveți un antrenor prieten la FCM Alexandria. Ați lucrat cu Romulus Ciobanu,
un nume vehiculat pentru a veni, încă mai avem puține minute și încerc să, să acopăr subiectul ăsta. Săptămâna trecută a fost Gabriel Lungu, a fost demis a doua zi după... Poate sunt demis și eu, dumneavoastră vorbiți de Caransebeș. Da, să sperăm că nu e un scaun fatidic. Se vorbea de aducerea lui Romulus Ciobanu pe banca lui FCM Alexandria încă din această vară. Până la urmă lucrul ăsta nu s-a făcut. S-a început cu Gabriel Lungu. Echipa a pierdut două meciuri și are la ora actuală, am clasamentul refăcut aici și imediat discutăm. Lucrurile nu stau tocmai grozav acolo, pentru că după retragerea echipelor din Găleteni, Vârtoape și UDA Clocociov, pe prima poziție este Sporting Turnul Măgurele cu 22 de puncte, Unirea Brânceni 17 puncte, atenție, Unirea Brânceni pe locul 2, pe poziția 3-a Fotbal Club Municipal. Mai puține jocuri, Alexandria. Mai puține jocuri. Dar are 15 puncte, mai puține jocuri nu înseamnă neapărat că acele jocuri sunt câștigate. Asta e treaba. Bun, Romul Ciobanu, l-ați cunoscut, ați lucrat cu un antrenor despre care eu am referințe foarte bune? Da, ce pot să vă spun eu, Romică, este prietenul meu, am lucrat cu el 6 luni de zile, ne cunoaștem dinainte. Este un antrenor, într-adevăr, un antrenor foarte bun și nu numai un antrenor foarte bun, și un manager foarte bun. Deci, un profesionist 100%. De acum, eu cred că și Turnul vor avea o poziție mai serioasă, să spun. Romică, după vor mai avea emoții? Romică, după cum îl cunosc eu, nu va ceda până în ultimul minut de joc de la sfârșitul campionatului. Domnule președinte, un ultim subiect, vreau să-l abordăm, vreau să fiți concis. Sportul Roșilor de Vede face echipa în funcție și de valoarea jucătorilor și de vârsta jucătorilor. Trebuie 3 jucători sub 21 de ani și să, pe exemplu, de aia nu joacă unul. V-am spus că aici problema la Liga 4 și la Liga 4. La Liga 4 avem 3 sub 23. Da, v-am spus, eu am discutat asta, am discutat și săptămâna trecută, acum 2 sau 3 săptămâni cu domnul președinte Prodan și au spus, domnule, au vrut echipele. Ok, au vrut echipele, dar cine stabilește competiția, la ce ne aliem, cu cine mergem la baraj. Punctul meu de vedere este că comitetul executiv stabilește sistemul, cum și Federația Română stabilește. Nici nouă nu ne convine ca de la anul să jucăm cu 3 sub 19 ani. Dar dacă nu ne convine, foarte bine, mergem în Liga 4 și jucăm, sau în Liga 5, unde nu se joacă fără juniori. Același lucru, cred eu că de cuvință, că și la Liga 4, sistemul competițional să fie mulat după cel de Liga 3, adică cu puțin jucători să joacă la baraj, cu 3 sub 21. Același lucru trebuia să întâmple și la, numai că anumiți conducători au avut interese, neavând jucători sub 21, am înțeles de la domnul președinte, au fost 8 la 8 și până la urmă câștig de cauză au avut cei care nu vor ca fotbalul să performeze. Părerea mea, asta este, că atunci în momentul când nu vrei să joci, vrei să joci cu jucători de 30 de ani, de 35, de 36, îți dorește altceva. Dacă își dorește să joace cu jucători de 35, 36 sau fără jucători sub 23 de ani, poate să joacă, o facă la Liga 5, că nu e niciun fel de problemă și diferența nu este foarte mare. Dar la Liga 4, cu echipa care merge la baraj, e normal să joci cu 3 jucători sub 21. Uitați-vă că Turnul la meciul cu Alexandria n-a avut 3 jucători sub 21. Regulamentul le permite. Le permite, dar n-a avut. Eu, dacă eram conducător la Turnul Măgurele, spuneam, din moment, trebuie să facem echipa de așa manieră în care să... Bine, probabil decât și eu cu altcela, dar eu i-am urmărit și nu au jucători sub 21. Vor remedia. La jocul ăla puteai să faci o excepție de la regulă, dar la celelalte jocuri e obligatoriu să joci cu 3 jucători sub 21. E problema lor. Nu știu cine se face la baraj. Alexandria, Turnul, ele aveți două. Aveți o favorită? Nu, v-am spus. Prieteni sunt și cu Romică, prieteni sunt și cu Rafini, cu Walter și... Mi-aș dori ca cea care se duce la baraj să și câștige, să nu mai fim singuri, să avem deplasări mai ușoare. La Turnul Măgurele, la Alexandria. Da. Domnule președinte, suntem pe final. Trebuie să punem punct aici întâlnirii noastre. A fost o emisiune foarte interesantă. Dragi prieteni, urmează știrile. Noi ne vedem și pe sportsud.ro și cu siguranță cu domnul președinte de la Sporting Roșilor de Vede.
100%, vă promit că la ultima, după ultima etapă în iarnă vin, dacă mă veți invita, bineînțeles. Vă invit. Să vedem dacă sunteți la Caransebeș. Să nu fie drumul. Tragem o linie așa, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce se poate îmbunătăți din toate punctele de vedere, atât la fotbalul județean, cât și în cel de Liga 3-a. Și pe țelarul ușor de vede. Domnule președinte, considerați-vă deja invitat. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a Sport Sud Special. Urmează știri, rămâneți cu Media Sud. Toate bune!